Bună, dragele mele! Astăzi am revenit cu un nou tutorial. Acest moș este un ornament de brad. Mie mi-aduce aminte de un glob preferat de mine din copilărie. Un glob care avea și pe față și pe spate chipul lui Moș Crăciun. Și am spus să facem unul croșetat. Da? Avem și pe față și pe spate chipul lui Moș Crăciun. Da? Să ne apucăm de lucru. O să avem nevoie de o croșetă de 3 mm. Da? O să avem nevoie de fir. O să lucrăm cu alize. Da? Simli alize șal. Este un fir cu acril 95%, da? Și mai are un fir metalic 5%. Acest sclipici pe care îl vedeți dumneavoastră. Este un lurex. Da? O să am nevoie de acest alb, culoarea 55, de roz. Vă arăt imediat și culoarea la roz. 363 rozul, da? Și roșu. Acest roșu. Nu mai am eticheta lui și am scris pe o hârtiuță roșu, culoarea 56. Da? O să avem nevoie de două biluțe pentru ochișori. Și o să vă spun când o să ajung și la bărbița moșului, cu ce fir o vom face. Da? Să ne apucăm de lucru acum. Vom începe cu firul roz. Da? Deci cu roz voi începe prima dată. Și voi face în felul următor. Voi lua pe deget și voi face un ring. În felul acesta. Da? Voi trage un ochișor cu croșeta, da? Acum voi face un ochi de lanț. Scot ringul de pe deget, trag un pic, da? Și acum mai fac pe lângă acest ochișor încă două ochiuri de lanț. 1, 2. În acest ring, pe acesta îl voi considera un picioruș dublu, voi mai face încă 13 piciorușe duble, da? Și să încep. Al doilea picioruș. Al treilea. Al patrulea. Al cincelea. Al șaselea, al șaptelea, al optulea, nouă, zece, 11, 12, 13 și ultimul, 14. Da? Acum mai trag un pic, las așa, ca să vedeți foarte bine. Am terminat cu culoarea roz, dar încă nu o tăiem. O să vă arăt acum ce facem în continuare. Acum vom lucra cu alb. Vom lucra cu alb. Da? Vom băga firul alb. Facem felul următor. Vom lăsa
cam atât, da, voi prinde, voi lua pe croșetă cu un ochi alunecat și voi trece prin ochișorul meu. Ce vă arăt din nou, cred că am ieșit un pic din cadru. Deci, pun firul aici, da? Țin cu degetul meu, bine. Îmi trag un ochișor alunecat, da? Acum trag un pic de firul roz și de cel alb, da? Și prind foarte bine. Voi face piciorușe duble, tot 14, da? Trag un pic de roz, le îndrept, da? Le îndrept un pic să-mi vină mie bine aici, să nu se strângă rozul, să vină urât, da? Așa. Am făcut unul. Mai departe. Îl fac pe al doilea. Trei. Patru. Cinci. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și acum îl voi face pe ultimul. 14. Da? Le număr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Da? Acum voi lua o altă croșetă un pic mai mică. Eu iau una de 2 mm și voi prinde cu ochișor alunecat. Voi număra. 1, da? Deci 1, ochișorul meu, 1, 2, al treilea, da? Îl voi lua pe aici, în felul acesta. Voi face acum ochi alunecat, da? Schimb croșeta, o iau din nou pe cea de 3 mm. Da? Îl aranjez un pic. Trag un pic să-l mai închid de firul roz, da? Mai îl trag un pic, uitați, l-am mai închis, da? Tai firul roz pentru că nu mai îmi trebuie. Și mergem în continuare cu alb în ochișoarele roz. În fiecare ochișor roz o să vă arăt ce vom face. Vom începe așa, cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Da? În același ochișor de aici, aici, voi mai face un picioruș dublu. Cele 3 lanțuri vor fi un picioruș dublu. Cu piciorușul dublu am 2. În următorul fac un picioruș dublu. Deci un picioruș dublu. Acum în următorul voi face 2 piciorușe duble. 1 și încă unul. Da? Și voi alterna. 2 piciorușe duble, un picioruș dublu, 2 piciorușe duble. Așa voi face în cele 14 ochișoare. Acum urmează un picioruș dublu. 1. În următorul, 2. 1. Mai departe. Unul. Doi.
unul și încă unul în același ochi. Da? Mai departe, 1. 1. Următor. 1. Și încă unul. Următorul. 1. Mai departe. 1. Și încă unul. 2. În acesta, 1. În acesta, 2. Da? Am terminat cu ochișoarele roz. Da? Observați. Da? Acum vom continua cu cele albe. În fiecare ochișor alb voi face câte două piciorușe duble. Observați. Voi începe din acest ochișor, de aici. Nu pot să-l iau cu croșeta de 3, îl voi lua cu o croșetă mai mică. Deci acesta. Da? Acesta, primul de aici. L-am scos. Și acum voi băga croșeta de 3. Voi lua jeteul și voi lua și ochișorul meu. Da? Și partea metalică. Așa. O dată. De 2 ori. Mai băgăm încă o dată în același ochi. Și am două piciorușe duble. Da? În următorul, alte două, unul și încă unul. Următorul, unul și încă unul. Deci câte două piciorușe duble în fiecare ochi. În următorul, alte două, unul și încă unul. Mai departe, în următorul, unul și încă unul. Mai departe, unul. Încă unul. Da? Acum, următorul. Unul. Și încă unul. Unde nu înțelegeți, vă rog frumos să mă întrebați. Am făcut și grupul de Facebook Să croșetăm cu Maria Raluca Ene. Vă puteți înscrie. Aștept lucrările dumneavoastră, chiar dacă sunt după alte tutoriale, nu mă deranjează. Eu sunt un om foarte deschis la orice și unde nu înțelegeți, chiar vă rog să mă întrebați, vreau să vă lămuresc cu cea mai mare plăcere. Acum, am terminat cele două piciorușe în fiecare ochișor, da? Avem 1, 2, 3.
voi introduce pe aici, da? Așa, și voi face un ochișor alunecat. Acum, nu voi mai face în continuare. Vreau să fiți foarte atente aici. Deci nu voi mai merge în continuare unde am partea cu roz. Nu. Voi face așa. 1, 2, 3, 4. Ochișoare de lanț și mă întorc. Da? Mă întorc în felul acesta. Și voi lucra pe partea aceasta. Da? Acum vreau să fiți foarte atente unde voi lucra. Nu voi lucra în ochișoarele acestea. Deci nu voi lucra aici. Nu. Voi lucra aici, între ochiuri. Da? Deci între ochișoare. Aici voi băga croșeta mea. Da? Așa voi băga croșeta. Da? Acum iau pe croșetă. Vom face piciorușe duble. Am făcut 4 ochiuri de lanț pentru că voi avea așa. În fiecare spațiu, da? Voi avea un picioruș dublu, un ochi de lanț și iară un picioruș dublu, da? Deci în fiecare spațiu. Acum, voi băga în spațiul acesta, da? Aici. Voi băga croșeta, voi aduce și voi face un picioruș dublu. Deja aici am două piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Acum iau iar și bag în următorul spațiu, da? Aici, da? Fac un picioruș dublu, da? Un ochi de lanț și în același spațiu, tot aici, mai fac un picioruș dublu. Deci am un grup în fiecare spațiu. Voi avea un grup de două piciorușe duble separate de un lanț. Da? Mergem mai departe. În următorul spațiu, un picioruș dublu, da? Un ochi de lanț și iar un picioruș dublu în același spațiu. Este foarte ușor, dar trebuie să fiți atente. Mai departe. În următorul spațiu. Un picioruș dublu. Da? Un ochi de lanț. Și iar un picioruș dublu în același spațiu. În următorul spațiu. Aici. Un picioruș dublu. Un ochi de lanț, un picioruș dublu. În același spațiu, da? Observați. Vă mai arăt o dată, da? În următorul spațiu, un picioruș dublu, da? Un ochi de lanț și un picioruș dublu în același spațiu. În următorul spațiu. Un picioruș dublu, un ochi de lanț, în același spațiu, un picioruș dublu. Cred că v-am lămurit până aici, da? Așa voi merge până aici, în ultimul spațiu. Deci până aici, în ultimul spațiu. Nu voi face în spațiul acesta ultimul ochi, da? O să lucrez și eu până aici și voi reveni. Deci continuăm la fel cu două piciorușe duble separate de un lanț în fiecare spațiu, da? Am lucrat, da? Am ajuns până aici. Deci am lucrat la fel. În fiecare spațiu, grup de două piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Da? Vă arăt ca să vedeți cum am lucrat.
Acum, mi-a rămas un ultim spațiu, da? În acesta, ultimul, voi face la fel. Un picioruș dublu, un ochi de lanț și iar un picioruș dublu. Scuzați porcușorul de Guinea care se joacă în cutiuța lui și țopăie. Așa, acum voi face 3 ochiuri de lanț și încă 2 ochișoare de lanț. Deci voi face 1, 2, 3, da? Și încă 2 care vor veni spațiu. Deci am 3 pentru un picioruș dublu și cele 2 care vor veni în spațiu. Mă întorc și în fiecare spațiu unde este ochiul de lanț, da, care separă cele 2 piciorușe, voi face încă un picioruș dublu. Da? Acum voi lucra în următorul spațiu. Aici. Deci, nu voi lucra între aceste 2 piciorușe, pentru că aici știți că nu am ochiul de lanț, da? Voi lucra doar în locul în care am cele două, lanțul, da? Deci mijlocul. Acum, voi face, observați, un picioruș dublu aici. Deci nu aici, nu, aici, da? Voi face un picioruș dublu, da? În acest spațiu. 2 ochiuri de lanț, 1, 2 și încă un picioruș dublu în același spațiu. Da? Vom continua. Următorul spațiu este aici, da? Trec peste cele 2 piciorușe duble, voi face în următorul spațiu, da? Deci aici un picioruș dublu. 2 lanțuri, 1, 2 și încă un picioruș dublu în același spațiu. Voi forma V-ul acesta, da? În următorul spațiu, aici, un picioruș dublu, da? 2 ochiuri de lanț și iar un picioruș dublu în același spațiu. Trebuie să vă iasă în felul acesta. Uitați, așa trebuie să vă iasă. Da? Mai departe. Următorul spațiu este aici. Un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț și iar un picioruș dublu. Mai departe. În următorul spațiu, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, un picioruș dublu. Următorul. Un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, un picioruș dublu. Da? În următorul, aici, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, un picioruș dublu. În următorul, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, un picioruș dublu. Următorul, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, un picioruș dublu. Da? Așa voi merge până în capăt.
Da? În felul acesta. Până în capăt, aici. Da? Voi ajunge aici. O să vă arăt ce facem în continuare. Am lucrat, observați, este vazată, da? Toată gata. Exact cum v-am spus și am ajuns aici, da? Am cele două piciorușe și acesta este spațiul în care voi lucra. Și voi lua pe croșetă, jeteu, da? Acum voi băga în spațiul meu, face piciorușul dublu, două ochiuri de lanț și iar piciorușul dublu. Felul acesta. Acum, iar vreau să fiți foarte atente la ce voi face în continuare. Observați, da? Aici am un ochi. Da, acesta. Da? Un. Da? Deci îl voi lua 1, 2. Aici, în al doilea ochi. Deci nu în primul, în al doilea. Da? Nu în primul, în al doilea. Voi face un ochi alunecat. Și am prins, uitați, da? Bărbița noastră, aici am prins-o frumos. Acum, voi face un ochi de lanț și voi lucra piciorușe mici, dar voi începe din primul ochi, exact unde am făcut ochișorul alunecat. 1, da? Continuare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, da? Și observați acum, mi-a rămas 1, 2 ochișoare. În acesta voi face piciorușul mic, da? Și voi prinde în al treilea ochișor, deci 1, 2, aici, în al treilea, da? Cu altă croșetă mai micuță, vă mai arăt o dată, da? Deci, 1, 2, 3, aici, voi băga croșeta, da, aici, la ochișorul meu, voi băga croșeta în al treilea ochi și voi face un ochi alunecat. Acum, fac un ochi de lanț, strâng bine și tai firul meu cu foarfeca, da? Felul acesta. Deci am făcut un rând de piciorușe mici, da? Am prins bărbița mea. În felul acesta. Aici și aici, da? Mai departe. Vom introduce acum culoarea roșie. Deci voi introduce roșul. Vom introduce roșu din primul ochișor. Din acesta. Da? De aici. Acesta este primul meu ochișor. Uitați.
aici s-a încheiat, da? Și aici este primul meu ochișor, exact în acesta de aici, unde am făcut ochișorul alunecat, da? Voi băga croșeta în el, aici. Și o să numărăm. O să las așa, porțiune de fir, îl prind pe spate, fac un ochi de lanț și în același ochișor o face și un picioruș mic. Da? Am piciorușul mic. Mai departe. În următorul, voi prinde pe spate firul, da? Îl țin cu mâna și îl voi prinde. Al doilea picioruș mic. Următorul. Al treilea. Nu lucrați strâns, da? Al patrulea. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Acum voi prinde și acest fir, da? Deci am 13 până acum, da? Voi prinde firul pe spate și voi băga croșeta și îl voi face pe 14. Voi trage pe spate un pic de fir, da? În următorul, 15, 16, 17 și îl voi lua și pe ultimul, 18. Da? Acum, de la firul roșu, observați, nu mi-a rămas nimic pe dos, mi-a rămas de la firul alb pe care îl voi tăia. Da? O să tai și din lungimea acestora. O să las un pic, observați, da? O să vă arăt apoi ce le facem. Și mergem mai departe, da? Acum voi face un ochi de lanț și mă voi întoarce, da? Nu voi lucra din primul, voi lucra din al doilea, pentru că vreau să scad, da? Deci nu din primul, din al doilea ochișor voi lucra. Și voi face din nou piciorușe mici până în capăt. Da? Deci nu se schimbă cu nimic. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Observați că de la 18 am scăzut unul, da? Am 17 acum. Fac un ochi de lanț, deci am lucrat până în capăt. Mă întorc. Și acum iar scad, pentru că nu voi lucra din primul ochișor, voi lucra din al doilea, da? Tot piciorușe mici până în capăt. Voi face piciorușe mici până în capăt. Așa voi face până îmi va rămâne un singur ochișor.
ultimul. Acum voi face un ochi de lanț și mă întorc. Nu voi lucra din primul, voi lucra din al doilea. Și merg iar cu piciorușe mici tot rândul. Deci numai piciorușe mici până în capăt. Da? Acum, un ochi de lanț și ne întoarcem. Nu lucrez din primul, lucrez din al doilea. Acum nu le mai număr, dacă vreți le puteți număra. Eu nu le mai număr, le puteți număra dumneavoastră ca să vedeți că se scad. Deci merg cu piciorușe mici până în capăt, da? La capătul rândului fac un ochi de lanț și mă întorc. Apoi încep din al doilea ochișor. Mai am un ochișor aici. Da? Fac un ochi de lanț și mă întorc. Scuze. Deci am ochișorul de lanț, nu încep din primul, încep din al doilea. Am uitat să vă arăt. În bradul meu de Crăciun, să știți că am asemenea ornamente. O să încerc să vă fac și îngeraș. Un îngeraș foarte frumos, o să încerc să vi-l fac și pe acela. Acum, aici, un ochi de lanț și ne întoarcem. Da? Observați că deja începe să ia, o să observați că se, uitați, deci deja a început să se formeze, da? Nu e dreaptă, da? Începem nu din primul, din al doilea. Și merg așa în continuare până îmi va rămâne un ochi. Când vom mai avea vreo 3 ochișoare, revin și vă arăt cum continui. Da? Acum vă arăt în continuare. Da? Am ajuns la mai puțin ochișoare, un ochi de lanț, nu din primul, deci nu din primul, din al doilea. Trei ochișoare, da? Un ochi de lanț, mă întorc, nu din primul, din al doilea, unul, doi, un ochi de lanț, mă întorc, nu lucrez în primul, lucrez în al doilea, un ochișor. Da? Felul acesta. Acum fac un ochi de lanț și mai lucrez aici un ochișor alunecat. Da? Deci am mai lucrat un ochișor alunecat. Fac acum un ochi de lanț și tai firul meu. Uitați cum arată. Da? În ochișorul acesta, de aici, uitați unde s-a format gaurica aceasta, da?
vom merge acum cu firul alb. Deci intru în găurica aceasta, aici, prind firul roșu. Mai întâi, haideți să vă arăt ce facem firului roșu. Avem nevoie de o brichetă. Da? O să facem în felul următor. Deci ăsta este dosul. Observați, da? Am și firele acestea. Da? Este dosul meu. Și voi face în felul următor. Voi arde aceste fire cu bricheta. Felul acesta. Le voi lipi de lucru. Este dosul, da? Deci nu se va vedea. La acesta îl voi tăia de aici și acum cu bricheta îl voi arde ușor, voi apăsa pe el, da? Nu se va mai desface în niciun caz. Mă întorc pe față, da? Și în această găurică voi băga croșeta mea și voi face în felul următor. 1, un ochi de lanț, da? Al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea, da? Acum iau de două ori pe croșetă, în același loc, în aceeași găurică, voi face un picioruș triplu, da? Mai iau de două ori pe croșetă, în aceeași găurică, picioruș triplu. În total voi avea 6 astfel de piciorușe. Da? Am 4. Scuze, acesta e prea depărtat. Acesta este al cincelea, da? Și încă unul. 6. Acum vreau să fiți foarte atente, da? Mă întorc pe dos și în acest prim ochi, da? Deci am 6 piciorușe duble. În acest prim ochi de aici, de sus, voi introduce croșeta mea, da? Și voi face pe spate un ochi alunecat. Felul acesta, da? Acum, voi pune din nou 5 ochiuri de lanț. 5, da? Și voi prinde aici în ochișorul meu un ochi alunecat. Da? Ce am prins cu un ochi alunecat. Acum fac un ochi de lanț, tai, strâng bine. Ca să arate bine și pe fața aceasta și pe cealaltă. Felul acesta. Asta e fața mea, da? Voi face aici, în acest ochișor, un nod. Care va veni pe dos, da? Voi tăia firele mele. Și din nou cu bricheta voi face același lucru.
le voi prinde aici foarte bine și nu se va vedea nimic, da? Aranjez bine. Aici veți putea băga dumneavoastră în locul acesta, da? Veți putea agăța pentru a-l pune în brăduț. Că vreți sforicică verde, panglică, agățătoare pentru globuri, da? Metalică, ce doriți dumneavoastră. Deci acesta este fața moșului meu. Acum, mai fac încă o parte din aceasta și o să vă arăt cum îl lipim, da? Deci mai faceți încă una la fel și apoi îl lipim și îi punem ochișor și bărbiță. În continuare, după ce am făcut cele două părți, da? Voi avea nevoie de vată, de pistolul de lipit cu silicon și o să vă mai spun pe parcurs. În primul rând, ce voi face? Voi lipi pistolul, deci pun pe dos, da? Dos cu dos, da? Fața cu fața, da? Îi fixez bine, observați, da? Și aici în vârf voi pune silicon ca să lipesc acest moț în felul acesta. O să iau surplusul. Este lipit vârful. Da? Acum, pe partea asta a căciuliței, voi pune silicon, da? Voi lipi să se lipească foarte bine, da? Aici observați, am un mic surplus, o să iau pensa și o să-l fac în felul acesta. Da? Acum cu forfecuța am grijă să nu tai materialul și voi tăia acest surplus. S-a lipit, da? Acum lipesc și pe partea aceasta. Numai că o să-l țin invers. Am lipit și pe partea aceasta. Presez bine. Și acum cât se lipește, îl pun deoparte și o să vă arăt ce fac, cum îi fac bărbița. Voi folosi așa. Yarnart Christmas, da? Culoarea 6. Este un ecru. O să măsor firul, da? Cu centimetrul. O să pun de aici, din capăt, până la locul în care se termină 6. Țin cu degetul, iau foarfeca și tai. Da? O să am astfel 6 firicele, da? O să le pun cap în cap, le așez foarte bine, cap în cap, da?
și în zona de mijloc voi lua firul, voi lăsa cât este aici în partea aceasta, da, observați, am lăsat aici, da? Voi da peste o dată, de două ori, de trei ori. Și acum voi lua firicelul, voi face un nod. La acesta am făcut un nod, da? Trag foarte bine de nodul meu. Las firul în continuare pe partea cealaltă. Îl tai de aici. Și aceasta este bărbița mea. Vă arăt și pe a doua cum o fac. Deci am luat cele 6 firicele. Le așez cap în cap, frumos. 2, 3, 4, 5 și mai am încă unul aici. Pun bine. Amestimez mijlocul, țin bine cu degetul. Pun pe jumătatea aceasta firul meu, da? Dau o dată, de două ori, de trei ori, da? Cu firul acesta, primul, fac un nod. Aici, da? Las să cadă acest fir pe o parte. Pe acest al măsor cu celelalte pe partea cealaltă. Și în felul acesta am 7 fire în bărbiță, da? Așa. Aranjez frumos. Aceasta este bărbița mea. Acum s-a uscat, da? Și aici în centru, da? În căciuliță. O vom deschide și eu folosesc vată. Da? O să rup bucăți micuțe de vată și le bag în interior. Puteți folosi vatelină, ce vă place dumneavoastră. Eu folosesc vată. Îmi este mai la îndemână. Pune și pe o parte și pe alta, da? Voi pune în continuare și în zona ochilor. La acesta, observați, da? Mai pun până o să ajung în zona aceasta. Cred că asta îmi va fi de ajuns. Așa. Acum. Să trag frumos. Felul acesta. Și o să lipesc de aici, voi merge, deci de aici, da? Voi merge roată pe acest semicerc. Da, s-a răcit pistolul. Mai o secundă să băgăm pistolul în priză. Voi merge drept, da? Apoi pe acest semicerc, iar drept, da? Și apoi o lipesc.
Vă arăt imediat cum. Să se încălzească un pic pistolul. Nu este greu. Deci, încep de aici, da? Din partea aceasta. O să încep așa. Felul acesta. O să-l șterg aici de semicerc. Așa. Și acum o să lipesc partea aceasta, da? Cu semicercul pe o parte și pe alta. Presez aici semicercul meu și o să se lipească foarte bine. Felul acesta. Ajung și vatelina un pic. Acum, în continuare, da, voi lipi partea aceasta. Dau pe bucățica de semicerc și continui până aici. Acum presez ușor. Am presat ușor, da? S-a lipit, da? Mai departe. Acum voi lipi bărbița, da? Observați, pe partea aceasta am nodul. Voi pune aici un pic de silicon pe acest nod. Îl voi întoarce cu fața în jos și îl voi lipi exact în găurica aceasta. Așa. Le aranjăm în jos, da? Vom lipi și pe partea cealaltă, la fel. Tot așa. Așa. Tragem nodulețul. Punem ușor, să nu ne pice pe mână. Tot în această găurică, cu nodul în jos, da? Acum îi lipesc ochișorii. Voi face în felul următor la ochișori. Voi lua pensa. Voi pune biluțele. Scuze. Voi prinde biluța. Voi pune pe ea un pic de silicon. Așa. Și acum o voi lipi în zona aceasta. Voi pune și pe a doua. Doua.
în zona aceasta. Pe o parte este gata. Îl sucim. Lipim biluțele și pe partea cealaltă. Primul ochișor. Și ultimul. Al doilea ochișor. Da. Îl aranjez un pic. Aranjez bărbița. Și acesta este moșul meu, da? Observați, are și pe parte și pe cealaltă. Aici, în vârf, da? Puteți introduce agățătoarea pentru brad. Da? Mă bucur că am putut să fac din nou un tutorial. Sper să vă placă și vă doresc din suflet să aveți o zi binecuvântată. Ne vom întâlni la următorul tutorial.